Directoarea spune că pacienții nu s-ar fi plâns niciodată că prin saltoane ar mișuna musafirii nepoftiți. Ce mi-e salon, ce mi-e salton, cursiv să fie. Directoarea spune că pacienții nu s-ar fi plâns niciodată că prin saltoane ar mișuna musafirii nepoftiți. Tot la ProTV, asta e televiziunea. O urmărim pe Corina Caragea cu cea mai bună știre a ei. UEFA i-ar fi dat ochiul Craiovei. Ei, Corina, nu fi timidă. Spune ceva. Noi te ascultăm chiar dacă tu faci ca peștele. Deși este foarte greu, am prins-o și pe Esca. Ea a transformat noaptea în zi, deși noi credem că e pe dos. O furtună de nisip violent a transformat noaptea în zi într-un oraș din sudul Belarusului. E clar că este ziua noapte, dar fiind Andreea Esca, ea poate să spună cum vrea. S-a înțeles? O furtună de nisip violent a transformat noaptea în zi într-un oraș din sudul Belarusului. Tot la ProTV, domnul Nițoiu a pierdut acordul subiectului cu predicatul. La altitudini mari se va semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Precipitațiile se va semnala. Abia când e vorba de cataclism, punem un sânt sau se vor semnala. La altitudini mari se va semnala și precipitații sub formă de lapoviță sau ninsoare. Trecem însă la titanul meteo de la ProTV, Busu, care a inventat un termen interesant. Țările migratoare. Acum au început și păsările să întoarcă din țările migratoare, da. Să zic așa. Și încheie tot cu Busu, care are o problemă și o antipatie. Avem piramida asta cu cifre: 5, 7, 3, 5, 8, 2, 9, 6, 4 și semnul întrebării. Ce ar trebui să fie în mod logic în locul semnului întrebării? Și mi-ați răspuns voi că este vorba despre 1, pentru că avem 5, suma de dedesubt este 10, 15 și aici ar trebui să fie 20. Și ca să avem suma 20, trebuie să avem în locul semnului. Da, și cum spuneam, ai fost simpatic și drăguț cu noi astăzi, dar cine știe ce ne așteaptă mâine? Era vremea prea urâtă ca să mă fac antipatic și cu problema. Și din partea ei. Mâine e vreme frumoasă, îmi permit să fiu mai antipatic cu problema. Am înțeles, da. Atenție! Eu nu sunt acolo. Haide, fă pe mine. Continuăm jurnalul. E puțină confuzie, că de când a intrat patronul la Mititica, șoare ce joacă pe masă. Atenție! Eu nu sunt acolo. Haide, fă pe mine. Continuăm jurnalul. El nu știa că e în direct, dar nici cei de la Digi nu știau că suflă mucii în auzul tuturor. Rămânem la Digi pentru a asculta un cuvânt inventat de un reporter. Sunt preoți care vin din județele limitroafe. Limitroafele rimează cu scroafele. De, județe de pe lângă București. Sunt preoți care vin din județele limitroafe Bucureștiului. La România TV avem un invitat aglamat rău. Autoritățile are obligația să ne apere de hoți. Autoritățile are obligația să ne învețe acordul subiectului cu predicatul ca să nu ne facem de râs la televizor. S-a înțeles? Autoritățile are obligația să ne apere de hoți. Trecem acum la TVR România Abonament, unde Mircea Radu Bre are și el o bâlbă. Polițiștii pot fi din nou cercetați disciplinar și sancționați. Cum pot fi, Bre? Și cercetați și sancționați. Nu le combina. Polițiștii pot fi din nou cercetați disciplinar și sancționați. Tot la TVR România Abonament, domnul Bușcu ne spune cum fură politicieni. Cu mâinile până la genunchi. Urangutan, frate! Un fapt că mare parte din clasa politică cu mâinile băgate până la genunchi, până la coat în povestea asta, da. Săptămâna trecută, Adrian Sârbu s-a plimbat nestingherit, fără cătușele din dotare, pe la dentist. Adevărul e că noi suntem cei care am rămas cu gura căscată, nu el. Cei care l-au transportat și care nu l-au încătușat au fost puși sub anchetă, până atunci au fost transferați la alte secții pentru a-și desfășura acolo activitatea. Vorbim despre un transfer de la arest la un cabinet de stomatologie. 3 ore a primit aprobare Adrian Sârbu să petreacă în libertate. El ar fi trebuit să fie transferat cu cătușe la mâini, nu s-a întâmplat așa. În plus, doamna Bica și tovarășul Cocoș fac arest la domiciliu. Ori fi turnat pe cine trebuie. Eu chiar am încredere în sistemul de justiție. Chiar am. Aș dori doar să mulțumesc acelor puțini oameni care au avut și noblețea sufletească și profesionalismul necesar să îmi acorde prezumția de nevinovăție și să nu vorbească tot soiul de lucruri necunoscute și neadevărate la televizor. Senatorii vor să-și mărească un pic salariul. Ei, până la 3500 de euro. O nimica toată. Chiar dacă știu că pe mulți aș deranja când aud 1000 de euro pentru un parlamentar, eu personal știu că trebuie să vin în costume și să schimb în fiecare zi și cămășile și absolut tot,
pentru că am întâlniri cu delegații din străinătate, am întâlniri cu, la cel mai înalt nivel, cu tot felul de persoane importante. Poporul român, cetățenii mei, ar trebui să se conștientizeze că eu nu mă pot duce cu haine de șantier sau un training. Băi, dar poporul tău s-ar îmbrăca și el, mă, nu numai tu. Că nu poți să reprezinți un popor de coate goale la patru ace. Ce înseamnă un salariu decent? Un salariu decent ar fi minimul 3500 de euro pentru un parlamentar. Și el nu e singurul. O altă senatoare ajunsă din întâmplare să ne reprezinte are cheltuieli mari. Doamnei Vasilica nu îi ajung banii de la Parlament nici de un amărât de coafor. Aceste lucruri le cumpăr cu ajutorul părinților mei, recunosc, și a soțului meu. În cazul în care aș cumpăra haine mult mai scumpe, nu mi-ar ajunge să mă duc și eu ca o femeie care se respectă la un coafor. Apropo de cântăcioși, în Iași s-au făcut niște stații de tramvai care cântă. Ați văzut ceva piese care vă plac? Sunt multe. Pink Floyd, Elton John, Genesis. Cum vi se pare această idee? Ca să te mai plictisești în state de autobuz. De când s-au scus manele la un telefon dat la maxim, asculti aici ceva plăcut, o muzică de bună calitate. E șmecheră idee, vine. Te relaxezi și mai asculti o muzică bună, adică nu chiar nebuneala care e pe piață acum. E extraordinară. Ar trebui făcute în fiecare stație așa ceva. Nouă ni se pare tare ciudat ca într-un oraș ca Ieșu să ascultăm și tăm Pink Floyd și nu Goță de Maimuță sau Operă și nu Florin Salam. Este altceva, e un lucru. Începem să intrăm în lumea europeană. Poate nu sunt toți care agrează acest gen de muzică, dar pentru mine una e ok. Vai, dar și bine că nu mă vede nimeni. O să-mi fac și o lecuță de cap aici la stația cântătoare. Găsește-mi la o cântătoare. Mi-a spus arușul la oameni. Și cu porcăria! Găsește-mi la o cântătoare. Woman. Ce porcărie! Asta e! Stai! Nu da! Freaka, să dorm singurica, mai stai! Nu mă lăsa. Pe internet se găsesc de vânzare toate tâmpeniile. Mai nou, fetele și-au scos fecioria la mezar. Pe mulți bani, nu așa? Am văzut anunțul, dar nu avea niciun preț acolo. Sincer, 150.000 de euro. O, destul de mulți bani. Păi, crede-mă că își merită bani. Păi ne mai interesează pentru un prieten să facă asta, vrem să-i facem un cadou de ziua lui. Unde mai pui că se pot și repara. Și uite așa, din două, trei oferte, faci jumătate de milion cinstit. Pe lângă asta, ar trebui să-mi asigurați costurile de transport, dacă e în altă parte, adică nu, ori vine cineva să mă ia. Am dat și mai mult, stai tu liniștit. M-a păcălit, nici nu era fată mare. 150.000? Dacă îmi dă bun fiscal, da, poate că na, acum... Sunt între relații și singur, știți cum e, aș încerca și cu o femeie. Dar ce sunt, euro vechi sau euro noi? Stai că... Ce faci, își vinde virginitatea? Ce ordinară, numai femei ușoare, nenorocită panoramă care e... Cât a zis, 150.000 de euro? V-am anunțat că prin televiziuni umblă numai muncitori necalificați. Altfel, nu ne putem imagina de ce scriu în halul ăsta. La TVR1 avem Cupa UE-Europei. La România TV vin porcurorii. Antena nu se lasă nici mai prejos, cu teleonul în loc de telefon. Iar la Digi, comandantul devine comandatul. Și revenim la Antena 3, care are probleme cu optul cel prezent în atâtea hărți meteo. Ei bine, acum îl vedem și pe scaunul lui Pustai. La România TV, politicianul Calimente face o inversiune de toată frumusețea. Dacă unii ziariști nu s-au tăiat gâtul, cuțitul cu,
cu gâtul, cu gâtul, cu cuțitul, că unii, dacă unii ziariști nu vor tăia gâtul, cuțitul, cu gâtul, cu gâtul, cu gâtul, cu cuțitul, că unii dintre ei i-am văzut. Ce se întâmplă în Parlament acolo? Dacă jurnaliștii se bat cu politicienii și-și taie unii altora gâtul, pașaman e mai pașnic. El confundă cuțitul cu gâtul și ciorba cu frizerul. Ia, man! Vorbesc că ți intră o chestie. Aia mă uitam, nu ești în pericol, nu? Ți intră în... Dacă e foame, mănâncă. Deci era foame. Păi trebuia hrănită, nu? Madă, ce ai făcut, mă? O altă doamnă confuză este Corina Chiriac, cea care a zburat la 11.000 de kilometri în aer. Noi sigur că am intrat în panică, eram la 11.000 de kilometri în aer. Cum adică incendiu? Noi credem că erau 11.000 de metri în aer, că la 11.000 de kilometri vă ciocnească cu luna, doamna Chiriac. Noi sigur că am intrat în panică, eram la 11.000 de kilometri în aer. Cum adică incendiu? Aneta Sângerzean de la Sora Geamănă a României TV, Irealitatea, trage o bâlbă de toată frumusețea. La aproape două săptămâni după ce a încăput pe mâinile grupării care are legături cu temuta organizație teroristă Al-Qaeda. Revenim la România TV, unde o pricepută îl anunță pe domnul Zoe Petre. Ei, nu era prea departe de adevăr. Legătura telefonică directă cu noi se află domnul Zoe Petre, istoric. Bună seara, mulțumim pentru intervenție. Vă rog, doamne, nu sunt domn. Ei, nu. Lăsați modestia, domnul Petre. Toată lumea știe că aveți cojones, figurat vorbind. Legătura telefonică directă cu noi se află domnul Zoe Petre, istoric. Bună seara, mulțumim pentru intervenție. Vă rog, doamne, nu sunt domn. Lor și domnilor, următorul premiu. Irealitatea se acordă unei persoane care nu are nevoie de niciun fel de prezentare. Este vorba despre domnul Zoe Petre, istoric. Felicitări! Și pe lângă acest minunat trofeu, mai avem pentru domnul Zoe și un set complet de lame de ras, bilet. Bravo, domnule! Bravo, felicitări! Și aceste beri Prieten Beer, pentru că bergănii știu de ce. Și asta nu e tot, mai avem pentru domnul Zoe și această minge originală de fotbal Adipos. Și un set de cravate. Vă rog, sunt... Doamna Zoe, nu domnul Zoe. Există măcar un obiect ce poate fi folosit de o doamnă ca mine? Stați așa să mă gândesc. Se pare că nu. Felicitări!